Suntem din nou în direct, un cutremur cu magnitudinea 5 grade pe scara Richter s-a produs în această dimineață în jurul orei 5:42 în Marea Neagră. Conform informațiilor înregistrate la nivelul Institutului Național Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul este semnificativ ca intensitate. Seismologii au precizat că mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 10 km, la o distanță de aproximativ 93 de km de Sevastopol, din peninsula Crimeea. Seismul s-a simțit în orașele Simferopol, dar și la Herson. De asemenea, epicentrul cutremurului este la aproximativ 300 de kilometri distanță de Constanța. Mare atenție! Ce s-a întâmplat acolo poate afecta zona centrală a României? Este una dintre întrebări. Sau ne așteptăm la un cutremur și mai mare? Răzvan Dumitrescu, împreună cu seismologul Diaconescu, au toate răspunsurile. Răzvan! Da, din nou bună seara, îi mulțumesc domnului Mihai Diaconescu. Suntem aici cu trei hărți. În primul și în primul rând avem localizarea cutremurului de astăzi, ora 5:42 de minute dimineața. Până la urmă, care este magnitudinea corectă? Aceasta este magnitudine locală. Și prima strigare, prima evaluare, care este o evaluare automată. Okay. Făcută de computer. Ce am luat magnitudinea de pe USGS, care este de 4,7 magnitudinea undelor de volum. 4,7? Din unde de volum, da. Am avut tsunami? Nu. Să tot vorbești. Nu. Deși adâncimea ar fi bună pentru un tsunami, magnitudinea nu. Nu, dar e semnificativă, înțeleg, magnitudinea. Ce înseamnă semnificativ? Nu, cred, la 4,7 și nici la... Mă rog, la 5, dacă ar fi fost magnitudine în moment, da, cu îngăduință am putea să spunem că este semnificativă. Bun, aici avem o istorie a cutremurelor din Marea Neagră, dintre care unul foarte mare a fost în 1901 și a lovit direct coastele noastre. Da. Avem zonele astea. Vreau să discutăm puțin pe falii și să vedem dacă, pentru că acest cutremur a fost cutremur de suprafață, înțeleg. Da. Are vreo legătură cu ce s-a întâmplat în Turcia? Nu. N-are legătură. Nu. Deci a trecut prea mult timp de când s-au produs cutremurile de 7, 7 și 7, 5 pentru a fi o consecință a lor. Și mai ales că primul cutremur în Marea Neagră, după producerea celor două cutremure, a venit cam la vreo 2 săptămâni jumate și a fost de 3-5. Energia a fost canalizată spre sud, prin Marea Mediterană, de-a lungul arcului cipriot, arcului... Bun, da, a fost la Arad un cutremur. La... Mai multe. Da, da. La timp destul de lung față de cutremurul din Turcia și s-a zis că ar fi din cauza de cutremur din Turcia. Nu, eu am zis, nu s-a zis. Da. Așa, ca să fie lucrurile clare. Exact, adică de ce l-am zis asta? Păi, de ce? Exact. Pentru că... modul de viteza de propagare pe planul de sensibilitate a fost mai lentă pentru că este o zonă frământată cu niște roci nu foarte consolidate, nu foarte bine consolidate și atunci viteza de propagare a, să spun, energiei este mai mică și trebuie o perioadă în care să se acumuleze această energie pentru a putea produce alt cutremur. În Marea Neagră, până acum, din ce știm, pot fi cutremure care să ne afecteze major? Șabla 1901. Clar, da. Cel mai clar. Sunt voci în domeniul geologiei care spun că am mai fost afectați de niște tsunamiuri. Nu știu, n-am controlat, îi cred pe cuvânt, inclusiv în ce a spus dumneavoastră aici, niște cutremure care nu știu dacă au produs și tsunami. Dar sunt tsunamiuri din Marea Neagră. Sunt inventariate în literatura de specialitate, în baza de date a USGS. În... Aceste fale care sunt în zona Mării Negre și care sunt responsabile de aceste cutremuri, au legătură cu Vrancea? Nu. Nu pot avea legătură cu Vrancea. Întreb de ce, pentru că asta e imagine pe care o avem de la dumneavoastră, cu zonele din Marea Neagră și vedem și zonele astea foarte în Vrancea. Și de aceea vrem ca să înțeleagă și telespectatorii și eventual să-i liniștim. Spuneți că nu există legătură între ce se întâmplă Marea Neagră și Vrancea. Aici sunt două falii. Imediat stați să vă activez ca să vă dați, roșie, vă rog. Da, să vă dați seama. Este falia vest Crimeea.
Falia Odessa, care se unește undeva așa, Falia Nistrului, Falia Lacul Roșu și încă alte multe falii care se constituie o zonă tampon de amortizare a influențelor din Vrancea către Crimea și din Crimea spre Vrancea invers. Deci nu ne putem aștepta ca aceste cutremure să aibă vreo influență sau vreo legătură cu ceea ce produce Vrancea. Nu. Bun. Să stăm liniștiți în continuare pe zona de cutremure din Marea Neagră sau să nu... Cutremure Marea Neagră au fost ca dovadă. Uitați ce înstelată este. Cum a fost 1901, că a trecut ceva timp de atunci. Uitați ce a fost la Istanbul. Da. Toate aceste cutremure sunt datorate faliilor asociate faliei nord-anatoliene. Aici e un oraș cu un nume imposibil, nu știu să spun, iarăși. Și au fost, repet, au fost tsunamiuri și din cutremurile produse din partea vestică a Crimeei și în partea estică a Crimeei. Dar cel din partea estică a Crimeei, tsunamiurile nu ne-au afectat pe noi. Ok. Sabina, de la domnul Mihai Diaconescu, avem totuși știri liniștitoare, nicio legătură cu Vrancea, între ceea ce se întâmplă în Marea Neagră și Vrancea aceea care ne dă nouă fior reci. O veste foarte bună, Răzvan, îi mulțumim și domnului Mihai Diaconescu pentru prezența în fața națiunii.